UTA a pierdut cu scorul de 1-0 meciul cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat și a ratat șansa accederii în play-off. Golul lui Gregorio din minutul 20 a consfințit soarta partidei, una modestă făcută de arădeni. Miza partidei a fost prea mare și a copleșit pe jucătorii UTEI. De cealaltă parte, victoria îi ajută pe dinamoviști să urce pe un loc de baraj înainte de play-out. Nu am avut șansă, a punctat Mircea Rednic la final. Nu am mers. N am avut șansă și și golul care l-a dat un, o minge de viată. Noi, repriza a doua, am avut minge de viată, s-a dus afară. Am avut și bă, un șut al lui Trif, care a scos-o portarul. Prima repriză, ne-am retras prea mult. Deci, Ne-au mijlocat și central de -aia, am și schimbat la pauză. erau prea jos. Prea jos și de-aia am făcut schimbări. S-au văzut că repriza a doua, noi am dominat jocul. Păcat că... Centrele care au venit n-au fost precise. Puriul a mai spus că de multe ori jucătorii săi s-au precipitat și au făcut greșeli personale care au costat. Am făcut greșeli, adică am avut situații în care ne-am precipitat, degajeri de asta la întâmplare și așa le-am dat lor încredere. Deci Erau soluții în care bă, erau alte posibilități de făcut. Am avut și noi două, două situații cu, cu central Mico și a avut... Căpușe, bă, a tras la poartă, a scos portarul, a putea să dea în spate, a avut Fabri pe zona centrală. Uh, Nu-i nu primul meci în care, în momentul când e o presiune și, eu știu, e miză foarte mare, bă, unii dintre au, au teamă. Chiar dacă în repriza secundă UTA a dominat jocul, acest lucru nu s-a concretizat pe tabela de marcaj. Mircea Rednic a pus situația pe seama faptului că a avut doar un atacant. Dacă ar fi avut încă unul, ar fi putut să pună o presiune mai mare pe apărarea adversă.